Ștefan Ionescu Berechet, nepotul cunoscutului arhitect câmpulungean Dimitrie Ionescu Berechet, a reușit să strângă date și fotografii referitoare la activitatea și viața bunicului său, pe care le-a ștenut într-un album monografic. Albumul a fost lansat într-un cadru festiv astăzi la Primăria Câmpulung. Calitatea evenimentului a fost dată atât de volumul, care a fost extrem de apreciat, dar și de oamenii prezenți în sala mare a primăriei. La pupitru, alături de Ștefan Ionescu Berechet, s-au mai aflat înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, primarul Elena Lasconi, profesoara Mariana Chirtoacă, precum și profesorul Liviu Mățăoanu. Autorul albumului a dat detalii despre viața și activitatea bunicului său. În circa 160 de localități din țară, în album am realizat o statistică, într-adevăr, care dă anvergura portofoliului său, impresionant nu doar prin calitatea lucrărilor, ci și prin cantitatea lor. Chiar și arhitecții cu care am discutat, profesori la Facultatea de Arhitectură din București, erau impresionați, nu le venea să creadă că poate exista un asemenea portofoliu. Și vă spun că asta a fost și uimirea noastră a familiei. Deci noi înșine nu aveam măsura lucrărilor sale, măsura operei sale. Știam că a construit multe biserici, știam că a făcut multe edificii publice și particulare, dar nu aveam cifra și nu aveam nici foarte multe, să spunem, detalii privitoare la anumite lucrări. Mărturisesc că una dintre lucrurile care m-a impresionat cel mai mult este racla, baldachinul cu racla, purtând moaștele Sfântului Calinic la Cernica, pe care o vizitam foarte des, dar niciodată nu mi-am pus problema că este făcută de el. Se păstrează chiar o incizie în lemn, în spatele baldachinului, în care se menționează numele său. El niciodată nu a făcut foarte mult apaș de ceea ce a realizat. A lăsat câteva liste de lucrări anexate unor memorii pe care le-a făcut pentru a obține un plus de quantum la pensie. El nu și-a publicat liste de lucrări. Sunt arhitecți care și-au publicat un album prezentându-și opera în timpul vieții. El n-a făcut niciodată acest lucru. Listele au rămas în, nu știu, Arhiva Institutului de Istorie Artei sau a Facultății de Arhitectură și în Arhiva Familiei. Noi suntem cei care le-am regăsit, le-am identificat. Iar acest album vine să readucă la lumină personalitatea și anvergura portofoliului său, care nu erau, îndrăznesc să spun, cineva s-a supărat pe mine, o bună prietenă, am găsit la Nicula, să nu te mai auzi spunând că arhitectul Berechet nu e cunoscut. Și am spus, mă bucur să spuneți asta, dar totuși cred că la nivel macro, nu mai spun la nivelul întregii țări, se cunosc puține lucruri despre el. În alt preasfințitul Calinic a lăudat întreaga activitatea a marelui arhitect, pe care l-a comparat în sfințenie și calitatea lucrărilor cu Pârvu Mutu Zugravul. Uitați-vă la poza lui. Da, deci, face un canonizare pe Berechet. Vreau să zic că cu Pârvu Mutu l-am asemuit acolo artă, în sfârșit, portretiști, în sfârșit, școală de pictură. Olu, cei cu Pârvu Mutu, Doamne, miluiește-mă, săracu. 60 de ani a stat spânzurat. A fost spânzurat Pârvu Mutu între cer și pământ. 60 de ani. A pictat 60 de ani. Zeci de biserici, sute și mii de icoane. Vai de mine, ce minune și celebrități, frate. Deci Berechet Ionescu nu trebuie să fie oamenii prea proști și noi prea leneși, să nu fie declarat sfânt dintr-un foc. Da. Nu știu unde e mormântat, că o să ia asta moaște. La cașin. Trebuie sigilat tot, să nu se atingă cineva. O să-l ia bucățele și o să vândă. Nu, nu așa fac. Dar așa? Aici a zis doamna acum. Doamna primară, e formidabil. Vreau să zic că Berechet, ia uite, Berechet trebuie făcut un mausoleu aici la Câmpul Lung și așezat așa cum trebuie aici între Munțeleni, unde a lucrat cel mai mult, dar aici, domnule, ce-i buric cu pământul, băi fraților, cum adică? Cum a fost adus Titulescu, a dorit el, bineînțeles, să-l aducă de unde a fost îngropat, la Brașov. Dar de ce Berechet Ionescu să nu fie adus în Câmpul Lung? E o mare bucurie. Așa, să aprindă candele și lumini și rugăciuni și așa mai departe. Ei, ce vreau să nu scape?
Berechet este sfânt, deci motivele, adică facem, argumentăm. Argumentele de canonizare a Sfântului Dimitrie Ionescu Berechet este că acest arhitect a proiectat frumuseți, geometrie în spațiu perfect. La final, cei prezenți au putut achiziționa câte un album care a fost semnat cu dedicație de către autor.